Vă salut, dragi apicultori! Dacă în filmulețul precedent v-am arătat cum am debitat lemnul pentru caturi, iată, astăzi le-am asamblat. Chiar acum am terminat ultimul cat de asamblat și după ce l-am asamblat, m-am gândit să fac un filmuleț. Trebuia să vă arăt efectiv și cum îl asamblez, dar o să vă explic, nu este foarte, foarte greu. Mă gândeam să fac lucrul acesta, să vă arăt tot procesul până la final. Poate inspiră pe cineva, mai ales apicultorii începători. Eu știu de la mine că atunci când am început să-mi fac singur logistica, caturile și toate astea, mi-a fost un pic cam greu. Vedeți, au ieșit foarte bine. Se îmbină perfect. Haideți să vă explic aici cum am procedat. Ține tu, te rog, telefonul. Și filmează de acolo. Așa cum vă spuneam, folosesc șablonul acesta pentru caturi. Aici îmi vin scândurile. Prima dată pun scândura aceasta din spate, folosesc moment D3. Folosesc o bormașină pentru a da găuri doar în prima scândură, să nu crape lemnul, pentru că e lemn de braț și mai crapă. Și apoi o altă bormașină cu cap din acesta de înfiletat. Prind prima dată primul șurub de sus la ambele, apoi trec în partea din față, prind și a patra scândură. După care întorc catul invers, așa, și prind și celelalte trei holșuruburi. Aici ceea ce este important este faptul că aceste scânduri trebuie să vină perfect, să cadă pe acest dispozitiv. Dacă rămâne undeva într-o parte, eu știu, mai sus, sau aici scândura nu-i tăiată la 90 de grade, atunci o să fie diferențe de îmbinare când punem al doilea cat. Holșuruburi folosesc negrese de 55 de milimetri, sunt negrese de lemn. Și asta vreau să vă arăt. De exemplu, când punem al doilea cat peste, vedeți? Dacă aici nu este scândura tăiată drept, atunci ea se ridică de un colț și o să stea cam așa sau ceva de genul. Și atunci nu se îmbină perfect caturile. Aici, unde am făcut aceste șanțuri de rame, le-am făcut cu circularul. Aici trebuie iar atenție pentru că trebuie să lăsăm o distanță încât ramele să plimbe un pic acolo singure. Hai să punem aici jos ca să punem și o ramă. Vă spuneam lucrurile acestea că la început, când m-am apucat să-mi fac eu caturile, m-am lovit de lucrurile acestea, nu se întâmpla de meserie și apoi în timp mi-am dat seama de ele. Deci neapărat aici să fie la 90 de grade tăietura, îmbinarea, pentru că atunci o să avem diferențe de îmbinare. O să stea cumva de genul așa. La asta spuneam, aici unde
este acest șanț unde stau ramele, trebuie să avem un pic de toleranță. Aici se mai și propolizează și atunci când noi le scoatem o să fie foarte greu de scos din car. Folosesc rame de 1x2 a 146 înălțime. M-am gândit la sistemul acesta pentru că le pot folosi uneori și în cuib dacă am nevoie, dar și ramele de 1x1 le pot folosi în cat atunci când situația o impune. Ramele de 145, două din acestea, formează perfect o ramă de 1x1. De ce le folosesc eu și nu folosesc ramele stați de 1x2? Din simplul motiv, în momentul în care primăvara am nevoie de, eu știu, o ramă, două cu puiet să ridic în cap sau la unificări, pot să le mai folosesc și în momentul în care o familie o găsesc fără hrană, am rame de 1x2 cu miere și atunci le pot pune în cuib foarte simplu, formând o ramă de 1x1. Cum fac lucrul acesta? Vreau să menționez că și magaziile, cuiburile, le am formate tot din două caturi, din acestea. Adică folosesc fund antivaroa, folosesc două caturi, formând un cuib de 1x1, apoi am podișorul și capacul. La mine prețul a fost de undeva la 20 ceva de lei, mă ajunge un cat din acesta, iar o ladă de 1x1 mă ajunge undeva, doar materialele, undeva la 100 de lei. Acolo includ mânerele și așa mai departe. Asta vreau să vă arăt. Hai să întorc eu să vadă mai bine. Pentru că spuneam că mie îmi place sistemul acesta cu rame de 146. Vă dau un exemplu. Avem aici puse două caturi pe o familie de albine și am nevoie să ridic o ramă de puie din cuib. Să zicem că aceasta ar fi. Ridic ramă și punându-o în cele două caturi se formează perfect încă o ramă sau încă două rame de 1x2. Problema este că atunci când folosesc rame din acestea prin cuiburi, ceea ce este mai greu este faptul că de aici, din partea ramelor, trebuie să scoatem încă 2-3 rame ca să facem loc să putem băga rama de jos. Deci eu pentru lucrurile acestea le folosesc. Eu știu, într-un an unde nu este atâta miere și eu știu, este un an roitor, atunci din magazin pot să-mi fac lăzi. Dacă am roi în pom, atunci trebuie să fac lucrul acesta, să zic, nu mai am lăzi în rezervă, atunci iau un fund, iau două caturi, rame de 1x1 și mi-am format o ladă unde pot să pun un roi. Ramele, dar asta o să filmez eu un alt filmuleț, când o să ajung acolo, pentru că trebuie să-mi pregătesc și ramele. Atât ramele de 1x1, cât și ramele de 1x2 le fixez cu două capse, aici în partea de sus, o capsă lateral, capsele cred că sunt de
3 centimetri, ceva de genul, și câte o capsă în partea de jos, aici. La fel folosesc momentul de 3 și lambinarea ramelor. Ramele de 1x1 au 5 sârme de inox de 0,5. Sârma e întinsă foarte bine. Am un dispozitiv anume de însârmat. O să vi-l prezint când mă apuc efectiv de rame și cum le asamblez, cum le capsez și cum pun sârmele. Iar ramele de 1x2 sunt asamblate la fel, doar că aici folosesc doar două sârme pe fiecare ramă. Sârma e fixată cu două cuișoare, e unul în partea stângă jos, unul în partea dreaptă sus. Dau sârma de 3-4 ori după acest cuișor, o bat cu un ciocănel și apoi efectiv nu o tai cu nici un clește, cu nici un patin, cu nimic. Efectiv mici de câteva ori de ea și ea se rupe pentru a nu mă înțepa la mână când manevrez ramele. Deci de aceea folosesc eu ramele acestea, îmi sunt mult mai utile decât ramele stas sau ramele de 3 sfert, pentru că nu poți pune îmbina sau jungla aceste rame. Încă un lucru ce aș vrea să vi-l arăt este faptul că eu la început am făcut și eu greșeli. În momentul în care mi-am făcut caturile, nu am ținut cont de distanța aceasta dintre rame. Aici distanța optimă trebuie să fie de 0,8 mm. Aici, între rama superioară și inferioară. În momentul în care distanța este mai mică sau aproape deloc, atunci albinele nu mai circulă printre ramele catului, o să circule doar pe laterale. În momentul în care punem invers acum, mărim distanța mai mult de 0,8 mm, aici albinele, dacă trece de această distanță, ele vor clădi ceară, vor face făguraș. Și în momentul extragerii, acei făgurași se rup. Și noi când scuturăm ramele, o să curgă miere pe ladă, în afara lăzii, deci năclăim acolo tot. În lipsă de cules nu ne dorim lucrul respectiv, pentru că facem furtișar. Dacă noi respectăm distanța aceasta dintre rame de 0,8 mm, atunci albinele nu vor clădi aici, ramele vor fi tot timpul curate și nu avem astfel de probleme. Cam asta am vrut să vă arăt despre rame, despre caturile mele. Încă un lucru care vreau să vi-l arăt. Eu la început m-am chinuit cu mânerele. Eu la fiecare cat pun mânere, am și caturi unde nu le-am pus mânere și am observat că mă incomodează acea decupătură aici. Sunt două decupături. Haideți să vă arăt exact aici la cele vechi, ca să pot să vă explic. Deci sunt aceste decupături. Momentul când sunt 4-5 caturi, 6, cum am avut eu anul acesta pe stup, e foarte greu să le manevrez sau e foarte cum să spun un termen potrivit, e greu de manevrat față de mânere. La început, când mi-am pus mânerele, trebuia să calculez mânerul, să-mi vină undeva aproximativ pe
jumătatea catului. Acum mi-am făcut un șablon, este dintr-o placă de USB, este perfectă cât e suprafața catului și atunci aici mi-am decupat efectiv partea aceasta a mânerului. Și atunci doar pun cele patru hoșuruburi, le prind aici și este foarte, foarte simplu. Altfel trebuia să măsor distanța de sus până jos, stânga, dreapta, pentru că mie îmi place să fie efectiv să fie pe centru. Pentru că nu poți să pui nici așa sau un pic mai încolo sau la ochi. Deci mie îmi place să fie totul perfect. Urmează să le vopsesc. Folosesc vopsea din aceasta. Este vopsea pe bază de apă. Diferența dintre vopseaua pe bază de apă și vopseaua pe bază de ulei este că aceasta rezistă mult mai mult în timp. Cea pe bază de ulei am observat că se cojește mai repede. Două mâini o să-i dau de vopsea din aceasta pe bază de apă. O las la uscat. Apoi pun mânerele pe caturi și în ultima fază îmi pun și colțarele. Eu folosesc două colțare pe caturi și pe lăzi. Am unul în partea stângă, în față să zic, și unul în partea dreaptă în spate. Deci cam așa le am eu logistica. Asta este o tranșă de caturi, este gata. Și de aceea m-am gândit să vă filmez, să vă arăt și dumneavoastră cum au ieșit. Na, mă repet, nu sunt tâmplar de meserie, nu le fac pentru vânzare, le fac strict pentru mine și mă gândeam că poate ajut pe cineva, inclusiv apicultorii începători care au câteva familii de albine, poate vor și ei să-și facă caturi și atunci prin explicațiile mele poate le va fi de folos. Sănătate multă și Doamne ajută!